În cele câteva minute care avem la dispoziție, am dorit să vorbim despre această activitate de publicare a materialelor despre care domnul pastor Radu Oprea a amintit și aș vrea, doamna Emilia, să vă întreb pe dumneavoastră pentru început, având în vedere scopul pe care Societatea Biblică Interconfesională din România îl are, în principal să se îngrijească de Sfânta Scriptură, traducere, tipărire, răspândire, care au fost acțiunile întreprinse în cei 32 de ani de activitate legat de Biblia Cornilescu? Mulțumim pentru întrebare și în fundal o să ruleze un pic publicațiile noastre. Și anume, la un moment dat ne-am dat seama că Biblia Cornilescu, extraordinar de mult îndrăgită, cumva trebuie adusă la zi conform normelor gramaticale, ortografice, ortoepice și de punctuație, conform normelor Academiei Române. Desigur, textul și limba, putem spune că îmbătrânește și trebuie actualizată. Și atunci, în 2006, împreună cu dumneavoastră, la vremea aceea, director la editura Viață și Sănătate, am luat hotărârea să facem o revizuire a textului Cornilescu. Și a durat mai mult decât am crezut, pentru că a trecut prin mai multe etape. O primă etapă a fost de 2 ani, după aceea s-a prelungit la vreo 5, și tot așa, până aproape de începerea următorului proiect de revizuire mai profundă, adică EDCR, până în 2014 am tot revizuit, pentru că am tot vrut să perfecționăm textul și știți cum e când te apuci. Ba să păstrezi patina lui Cornilescu, ba să aduci și toate îmbunătățirile și atunci ne-am dat seama că n-a fost o activitate chiar așa de scurtă și de ușoară. Dar mulțumim foarte mult pentru colaborare. Pentru tineri, vreun proiect care a fost desfășurat, pregătit? Pentru tineri, în general, am publicat Biblii pentru copii, evident. Deci, în Bibliile pentru copii se poate face parafrazarea textului biblic și presărat pe alocuri cu versete biblice. Sau, uneori, chiar se pot pune pasaje mai lungi din textul biblic. Dar am publicat nenumărate Biblii pentru copii și alte cărți care cuprind doar pasaje din Sfânta Scriptură. Vă mulțumesc! Domnul Adrian Neagu, sunteți implicat în lucrarea de publicații. În ultima vreme au apărut multe ediții speciale ale Bibliei Cornilescu. Biblii de studiu, Biblii care se adresează unor categorii specifice. De ce aceste ediții speciale? Există în Biblie un blestem pentru cei care adaugă sau scot din Scriptură. Noi nu am încercat nici să adăugăm, nici să scoatem. Ceea ce am încercat să facem a fost doar să îi încurajăm pe tineri, pe doamne, pe cei în suferință, pe cei care sunt preocupați de studiu, să se apropie de Scriptură. Și am marcat foarte bine, foarte clar lucrurile care au fost așezate ca material suplimentar, în așa fel încât aceste materiale suplimentare să ajute la înțelegerea textului biblic, să ajute la organizarea studiului, în așa fel încât Biblia să devină valoroasă, deși ea este în ea însăși valoroasă, dar uneori ochii noștri sunt împiedicați datorită stilului de viață, lumii în care trăim, să vedem această valoare și atunci ne-am dorit ca în felul acesta Biblia să redevină valoroasă în ochii celor care se apropie de ea. O astfel de Biblie specială este Biblia pentru femei. S-a bucurat de un succes deosebit.
femeile citesc mai mult decât bărbații. Însă interesant, paradoxal, Biblia pentru femei este cumpărată mai mult de către bărbați. Eram în librărie într-o ocazie când doi bărbați erau la rafturi de Biblii pentru femei. Și îi știam, unul cu Biblia de femei în mână spune, o cumpăr. Sunt convins că e potrivită pentru soția mea. Și zic, ce v-a convins? Păi zice, când am văzut aici un material intitulat Sara, o soție supusă, mi-am zis, n-o ratez. Dar mă uitam la colegul lui. Și acesta a înțeles că mă uit la el întrebător, spune, a, zice, am cumpărat. Și, zice, de atunci m-am îngrășat 5 kg și dorm mai bine. Am fost foarte mirat. Zice, pentru că am luat două, una pentru soție și una pentru soacră. Doamna Emilia, v-aș ruga să-i convingeți pe bărbații din sală să plece cu o Biblie pentru femei, dacă n-au făcut-o până acum. Nu știu dacă să încercați și pentru cei de la balcon. Da, e o provocare foarte bună, mai ales că în sală sunt mai mulți bărbați decât femei. Și îi invităm pe cei care nu au până acum o Biblie pentru femei să ia una sau de ce nu, iată, pot să ia și două și trei. Pentru soția, pentru soacra, pentru mătușa, verișoara și... mă rog, e bine să presărăm lucrurile serioase și cu momente umoristice, dar, într-adevăr, Biblia pentru femei, în primul și în primul rând, copertele. Când ne uităm la ele, da, ne invită să o cumpărăm. Adică sunt florale, sunt frumoase, te îmbie să vezi ce este dincolo de copertă. Și, într-adevăr, temele principale sunt legate de aspectele acestea afective, familiale. Deci nu numai aspecte, nu numai toate caracterele, toate personajele feminine din Biblie, care nu sunt foarte multe, totuși toate au câte un tablou amplu de caracterizare și de a scoate în evidență aspectele cele mai necunoscute, poate uneori. Dar, cum spuneam, avem aspecte psihologice legate de viața căminului din vremea aceea, dar care sunt actuale și astăzi, de relațiile dintre soți, de relațiile din familie, relația cu copiii. Deci toate aceste aspecte care țin cumva de familie, de casă, de relații. Și în ziua de astăzi, noi în continuare de confruntăm să descifrăm toate aceste taine și să răspundem la aceste întrebări, cum este cel mai bine să comunicăm, să avem o relație bună. Și iată, această Biblie cred că este de ajutor. În ce an a apărut? Ea a fost... trebuia să apară în 2019, dar a venit exact în 2020, înainte de pandemie. Și noi am fost foarte plăcut surprinși că atunci când toată lumea stătea acasă, noi vindeam Biblia pentru femei ca pâinea caldă și eram foarte, foarte impresionați de succesul acestei Biblii, care, într-adevăr, până astăzi continuă și suntem foarte bucuroși. Deci sunt 4 ani de atunci. A câtea ediție ați realizat-o? Cred că este a treia sau a patra, nici eu nu mai știu, dar în orice caz, cel puțin a treia. Vă mulțumesc. Știu, domnule Adrianeagu, că ați realizat și alte Biblii speciale, ediții speciale, cum ar fi Biblia ucenicului sau Biblia adolescentului. În mod special, vă rog, puneți accentul pe Biblia adolescentului, pentru că este o categorie aparte. Biblia ucenicului este o Biblie în care cei care sunt implicați în slujirea altora, fie ca pastor, fie ca lider în biserica locală,
să poată găsi temele de studiu organizate în așa fel încât să poată urmări un anumit subiect de la un capăt la altul al Bibliei. Trimiterile sunt cumva organizate în așa fel încât să te poată duce tematic. Al doilea proiect, Biblia adolescentului, este un proiect de suflet, pentru că este un proiect original românesc, un proiect realizat 100% în țara noastră, cel care s-a ocupat de scrierea textelor suplimentare a fost colegul meu Florin Bică. Cristinel Sava, care este aici, s-a ocupat de redactarea textului, Dragoș Gârea s-a ocupat de tehnoredactare și ne bucurăm de acest proiect. Am avut ocazia să vorbesc acum câteva zile cu un coleg pastor și avea în mână Biblia adolescentului și zic, ce faci? Zice, asta e Biblia mea preferată. Este preferată și de cei mai mici și de cei mai mari, pentru că textul este foarte bine așezat, de asemenea câteva imagini create special pentru proiectul acesta, anumite portrete ale unor personaje biblice, de asemenea câteva scurte pastile, să le spun, despre istoria Bibliei, cum a ajuns Biblia până la noi, unde poate fi găsită Biblia sau temele Bibliei, unde le mai putem găsi în artă, în literatură, în așa fel încât adolescentul să vadă locul Bibliei în cultura în care trăiește și, de asemenea, la sfârșit, un ghid de studiu biblic. L-am gândit pentru ei pe 2 ani, în așa fel încât să poată să treacă prin toată Biblia în 2 ani. Mulțumesc. Doamna Emilia, dacă mai doriți să ne vorbiți despre alte ediții speciale, cum ar fi Biblia Speranță în Suferință sau Biblia Interactivă. Da, chiar mă gândeam că la... Și apoi, în final, să ne spuneți ce ați pregătit pentru acest eveniment centenar, traducere Cornilescu. Da, mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, mai devreme când m-ați întrebat pentru Biblii pentru tineri, eu am răspuns pentru Biblii pentru copii. Pentru tineri și cei care se consideră tineri, până la orice vârstă, avem Biblia interactivă, care, așa cum spune titlul, te invită la interacțiune, ca să consemnezi în Biblie, să așterni anumite gânduri, anumite rugăciuni personale. Deci, vă invităm să o descoperiți. Este, cum am spus, o invitație pentru interacțiune profundă cu textul biblic. Și vis-a-vis de Biblia Speranță în Suferință, am mare bucurie să vorbesc despre ea, pentru că față de Biblia pentru femei, care este ca un magnet, atrage fără niciun fel de prezentare aproape, atrage de la sine cititorii și pe cei interesați, Biblia Speranță în Suferință, ne-am dat seama că cred că oamenilor nu le place să audă despre suferință. Și cred că așa este, e un adevăr. Mai mult ne place să ne bucurăm decât să vorbim despre suferință. Dar trebuie să fac precizarea că, așa cum aflăm de la începuturile Bibliei, de când omul a căzut în păcat, și suferința a intrat în lume. Și nu există om care să nu se confrunte cu suferința. Că e o suferință mai mică, că e o suferință mai mare, nu există om să nu treacă prin suferință. Iar această Biblie, de fapt, este o încurajare, este un mesaj de încurajare și de bucurie, pentru că avem un Mântuitor care ne ajută să trecem prin aceste momente mai dificile din viețile noastre. Așa încât nu vă speriați de titlul ei, ci aveți curaj să o descoperiți, pentru că este minunată. Și ultima întrebare, ce am pregătit pentru acest eveniment? În sacoșele dumneavoastră există ediția Dumitru Cornilescu centenară sau pe cotor, cum scrie EDC 100. Este practic, noi lansăm astăzi această publicație, ediția Dumitru Cornilescu centenară.
despre care o să vorbească colegii din următorul panel, dar eu vă spun doar atât că am eliminat referințele, este o ultimă revizuire și am eliminat referințele, ceea ce face ca fontul pe pagină să fie mai mare, mai lizibil și ne bucurăm să descoperiți prin lectură frumusețea acestui ultim text pe care, iată, îl lansăm astăzi și avem bucuria că este, vi l-am putut oferi. Și de asemenea aveți tot în sacoșă Noul Testament EDCR, pe care l-a prezentat deja domnul conferențiar dr. Emanuel Conțac și despre care vor vorbi în următorul panel. Și acesta este un proiect de suflet care sperăm că va fi lansat în întregimea sa la un moment dat. Eu vă mulțumesc mult. Am reținut un gând interesant legat de Sfânta Carte. Și anume, Sfânta Scriptură este singura carte pe care o poți citi asistat de autor, Duhul Sfânt, care te călăuzește în înțelegerea întregului adevăr. Ce frumoasă este făgăduința pe care Dumnezeu ne-o face. Cuvântul meu nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Doamne, ajută!